Partea a doua, bun, unde rămăsesem, dăm jos capacul. Ce se întâmplă? O parte din atomizor rămâne în capac. Un semn clar că parfumul este un fake. Hai să ne uităm cum arată. În rest, putem fi foarte, foarte ușor înșelați dacă acest atomizor nu ar fi fost stricat, dacă nu ne-am fi uitat la restul detaliilor. În rest, sticla arată foarte bine, foarte perfect, se vede scrisul. Fake-urile au progresat extrem de mult în ultimii ani. Bun, ce vreau să zic, că de fapt este atât de ușor să ne dăm seama că parfumul este fake. Dacă ne documentăm puțin înainte, dacă cunoaștem parfumul. Uitați aici cum este scris. Aceste litere sunt îngroșate. Haideți să vedem cum arată originalul. For her nu este îngroșat. Deci cam asta a fost decisiva pentru acest parfum. Sper că a ajutat videoul și mulțumesc pentru vizualizare.